Putem începe? Bună ziua, stimați cetățeni! Dați-mi voie să prezint atenției dumneavoastră proiectul de lege numărul 399 din 15.12.2021. Este vorba de legea cu privire la condominiu. Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova și are ca bază legea numărul 276 cu privire la condominiu elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și votată în a doua lectură la 29 noiembrie 2018, dar nepromulgată din interese de grup. Prezentul proiect de lege are ca scop de a îmbunătăți cadrul normativ care reglementează relațiile dintre proprietarii de apartamente și alte încăperi izolate ca parte a relațiilor în condominiu. Este un proiect de lege pe cât de complex, pe atât de complicat și de sensibil. El vine să suplinească acel gol legislativ care persistă în domeniul locativ pe parcursul a zeci de ani. Proiectul își propune ca scop îmbunătățirea prevederilor legii în vigoare, printre care ridicarea gradului de coparticipare a locatarilor la administrarea imobilului, ridicarea nivelului de transparență financiară și decizională, folosirea platformelor digitale în procesul de administrare, crearea unui fond special de reparație capitală a asociației, atribuirea mai facilă a terenurilor pe care sunt apăsate condominiile, dar și a terenurilor aferente. Acestea și multe alte prevederi vin să sporească autonomia organelor de conducere a asociațiilor de proprietari, dar și să protejeze mai substanțial interesele membrilor săi. După cum am menționat, o atenție deosebită se acordă ridicării rolului locatarilor în procesul de luare a deciziilor. Micșorarea cuantumului pentru quorum, posibilitatea votării prin corespondență, utilizarea platformelor electronice pentru expunerea opiniilor. Sunt doar câteva din instrumentele care vor face mai flexibilă și mai eficientă participarea membrilor condominiului la procesul de vot. Totodată, locatarii și proprietarii de bunuri vor avea acces direct și imediat la toate actele de constituire, la toate sintezele anuale care reflectă situația financiară, la informația de contact a gestionarilor și prestatorilor de servicii. Încă un aspect pe care vreau să-l remarc, scoaterea în evidență în noua lege a intereselor persoanelor social și financiar vulnerabile. Legea prevede anumite oportunități de înlesnire financiară pentru aceste persoane. În afară de aceasta, împreună cu executivul, suntem în proces de elaborare a anumitor mecanisme de ajutorare a locatarilor cu profil social vulnerabil. Un rol deosebit este acordat și modului de înregistrare în registrul de stat al bunurilor imobile, proces care tinde să fie simplificat, excluzând cât costurile nejustificate suportate de către asociații, atât și procesul excesiv birocratic. Țin să remarc că această lege va avea efecte nu numai pentru proprietarii de locuințe, cum se crede în general, ci va reglementa și relațiile patrimoniale dintre agenții economici care au proprietăți comune, dar activează într-un vacuum legislativ total, fiind ghidați doar de bunul simț și bună intenție, doar de niște cutume stabilite de-a lungul timpului. Aceasta, evident, nu este suficient, deci noul proiect de lege va reglementa și relațiile acestor subiecte de drept. Având ca scop alinierea legislației Republicii Moldova în domeniul locativ, cu cea a statelor dezvoltate și încercând a prelua toate normele lucrative și bine funcționale, la elaborarea proiectului de lege s-a cercetat dreptul comparat în materie, inclusiv din Franța, Estonia, Germania, Austria, Italia, România și Federația Rusă. Actualmente ne aflăm la etapa consultărilor publice pe marginea proiectului înaintat, care au ca scop analizarea solicitărilor și propunerilor tuturor părților atrase în proces, precum și amendarea în caz de necesitate a prevederilor normative din noul proiect. Consultările vor fi petrecute în câteva etape, pentru o analiză mai amplă și evaluarea propunerilor la etapa incipientă, precum și pentru dezbaterea lor la etapele ulterioare.
În final, doresc să remarc aportul deosebit al unor membri ai grupului de lucru și să aduc mulțumiri pentru implicarea în proces domnului Mihailu Pașcu, șef de direcție în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar și echipei sale. Domnul Octavian Cazac, unul din autorii Codului Civil și un membru activ al proiectului, doamnei Inga Grecu Stăvilă, funcționar în cadrul ASP Cadastru, și unui grup larg de deputați, printre care Vasile Grădinaru și Igor Chiriac, dar și multul altor participanți implicați activ în discutarea și elaborarea normelor prezentului proiect. Mulțumesc pentru atenție!